vă răsplătească Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, care ne-a dat harul să trăim în harul Lui. E bun cu noi în fiecare zi și niciodată nu și-a întors fața de la noi. Și mare harul lui Dumnezeu că suntem în casa lui Dumnezeu. Alții sar pe patul de suferință. Alții sunt în diferite situații și nu știu cum să iese de acolo. Dar noi avem harul să fim în casa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Am vrea ca Dumnezeu să ne vorbească în dimineața aceasta și să se producă în viața noastră o trezire. Pentru că este nevoie să fim oameni după voia lui Dumnezeu. Nu după voia noastră și după voia lui Dumnezeu, să știți. M-am uitat în textul care este scris în Evrei, în capitolul 5. Apostolul Pavel vorbește până la versetul 10 despre latura preoției. Dar brusc își direcționează gândul și dorește să trezească în viața celor din Efes și în zilele noastre, în viața noastră, gândul și dorința de a fi oameni după voia lui Dumnezeu. Și printre altele, Apostolul Pavel, în versetul 12, pot să spun că atrage atenția și spune așa: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Mă opresc puțin aici. Vreau să vă vorbesc câteva lucruri despre latura învățăturii, despre învățători. Probabil mulți consideră o lucrare de nebăgat în seamă. Dar vreau să vă spun că Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne arată despre rânduiala pusă de Dumnezeu în casa Lui. În Cartea 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, și acolo ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu și spune Cuvântul Domnului așa: și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Deci ei fac parte din categoria de rânduială, pot să zic, a lui Dumnezeu. Și avem nevoie de oameni care să trăiască și să ne învețe Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum este El. În momentul când vrei să spui adevărul, s-ar putea să te trezești cu mulți dușmani. Și niciodată să nu te, poate nu te mai salută pe drum, poate nu te bagă în seamă. Ia să-i spui la cineva că trăiește neorânduială să vezi dacă te mai acceptă să mai vorbești cu el. De aceea avem nevoie de învățători, oameni care să știe să vorbească Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, într-o perioadă, cineva m-a sunat din Elveția, italiană, am înțeles. Și sora aceasta mi-a spus câteva lucruri, am discutat cu ea și am spus: vreau să vă spun că în viața de pocăință trebuie să fim sfinți, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și am început să-i dau câteva detalii despre latura familială. În urmă ea mi-a spus că viața ei nu este așa cum ar vrea Dumnezeu. Și vrea să știe ce trebuie să facă. Faptul că i-am spus adevărul, vreau să vă spun că nu este bine să trăiască în concubinaj. Nu m-a mai băgat în seamă și mi-a închis telefonul. Și a zis: soră, îți doresc viața, nu-ți doresc moartea. Dacă vrei să asculți, este bine de tine. Dacă vrei să ascultăm de Dumnezeu, vom fi fericiți. Pentru că lui Dumnezeu îi place să trăim în adevăr, nu minciună. Și uneori ne hrănim cu nădejdi înșelătoare, spun: e bun Dumnezeu, mă accept așa. Da. Că mulți trăim și spune și spunem astfel: Dumnezeu e dragoste, adevărat. Dar dragostea nu se rezumă la a permite păcatul în viața noastră. Și a căutat să scăpăm de păcat. Și să trăim după cum îi place lui Dumnezeu. Și aceea Pavel se plânge și le spune lor: pentru că trebuia să fiți de mult învățători. Și știți ce spune Pavel, Apostolul Pavel? Mai departe spune, zice: aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe. Nu avem nevoie de cineva să ne învețe adevărul lui Dumnezeu. Poate nici eu. Poate sunt de mulți. Dacă vreți să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, nu trăim adevărul așa cum îi place lui Dumnezeu. Și de multe ori facem evangelizări în biserică. Facem nopți de veche. Facem rugăciuni. Facem lucrarea care ne este dată de Dumnezeu. Și parcă nu avem interes. Evanghelizările parcă se fac tot pentru pocăiți, nu pentru nepocăiți. Din ce în ce mai mulți venim și nu-i rău să fim la casa lui Dumnezeu.
Dar este bine să ne rugăm la Dumnezeu să mântuiască orașul Vulcan. Să mântuiască oamenii din acest oraș, să-i aducă pe calea pocăinței. Să avem oameni cucernici, să avem oameni doritori de Dumnezeu. Și la vremea lor să fie oameni buni de folosit în lucrarea lui Dumnezeu. Ne este rușine să spunem, asta se întâmplă dacă trăiești în păcat. Sau ne este frică. Dar vreau să vă spun, care e mai mare problemă? Să spună Dumnezeu în ziua când va veni vremea să stăm în fața Lui, du-te de la mine că nu te cunosc, pentru că n-ai spus adevărul, ai trăit în fără de lege și tu, te-ai complăcut ca și ceilalți, sau să zică Dumnezeu, vino, pentru că adevărul l-ai spus. Spunea un frate, mai bine să fie supărat fratele sau sora pe mine o zi, două, un an sau o lună, decât să mă judece Dumnezeu atunci când nu a spus adevărul. Și este bine așa. Să spunem adevărul și Dumnezeu să ne ajute să fim învățători după placul lui Dumnezeu. Trezește Dumnezeu prin copii conștiința noi că trebuie să fim oameni doritori de Dumnezeu. Uneori trăim în nepăsare, ne place așa de mult să ne complacem cu lucrurile din jurul nostru. E adevărat, cineva mi-a zis, frate, eram în partea Moldovei, o zonă mai spirituală, pot să zic așa, dar am întâlnit un frate care a zis, frate, în ziua de astăzi să nu mai cânți la acordeon în biserică. Am rămas un pic și eu mișcat de gândul ăsta și am zis, frate, de ce? Păi Domnul Iisus nu cânta la acordeon. L-am întrebat dumneavoastră, cu ce ați venit până aici în localitatea asta? Păi cu trenul. Ar fi trebuit să veniți pe jos, că Domnul Iisus umbla mai mult pe jos. Nu? Ne este dat harul să slujim lui Dumnezeu, dar trebuie să vedem adevărul așa cum este El. Nu trebuie să schimbăm nuanța lucrării lui Dumnezeu. Și au zis, se plânge Apostolul Pavel. Și vreau să vă spun că același lucru se întâmplă și cu cei din Corint. Apostolul Pavel le vorbește și le spune că starea lor nu este după voia lui Dumnezeu. Au zis aici în cuvântul acesta, în versetul 12, zice, aveți trebuință de cineva care să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și cele din tâi adevăruri, învățăturile de început, așa suntem interesați. Ce botez ai făcut? În numele cui? De darul despre punerea mâinilor? Și parcă tot acolo rămâne. Tot în clasa întâia. Ar fi bine să mai creștem. Să avansăm. Să cunoaștem ce poate Dumnezeu să facă. Stând tu și eu la dispoziția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Am stat de vorbă cu niște tineri undeva în țară și am pus o întrebare unuia dintre ei și am zis, tu ce vrei să faci în viața ta spirituală? Am stat în rost vreo 10 minute. Zice, pot să mă mai gândesc? Zic, cred că nu o să treacă timpul în care să avem părtășie, tu să nu dai un răspuns. Deci eu vă dau un răspuns acum. M-am gândit bine. Vreau să văd ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om ca mine. Vreau să văd ce vrea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mă învețe. Și Dumnezeu zice să mă ajute să pot să trăiesc. Vreau să vă spun că m-am interesat de acest tânăr. Dorința lui e bună, nu? Când dorește așa ceva, Dumnezeu lucrează în viața ta. Dacă îi permiți să lucreze. M-am interesat de el și am zis, cum e felul lui de a trăi? Cum e starea lui? Și vreau să vă spun că mărturia era una foarte bună. Un copil al postului, al rugăciunii, cercetarea Scripturii și, în mod deosebit, se lupta să facă fapte vrednice de pocăință. Asta avem nevoie, să trăim după Cuvântul lui Dumnezeu. Nu să vină din nou Dumnezeu să se plângă de noi. Cum trăiești? Ce faci? Să spună iar, întoarce-te! Nu este bine. Ar fi pentru mine și îmi doresc lucrul acesta. Să-mi spună Dumnezeu, mai ai de făcut asta, asta și asta. Și Domnul să mă ajute să împlinesc. Amin. De multe ori ne vorbește Dumnezeu și ne spune ce trebuie să facem. Și parcă ne intră pe ureche și ne iasă pe alaltă. Și nu luăm în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Ne vorbește Domnul prin învățători, prin proroci, prin evangheliștii lui, prin slujitorii lui, în general. Lasă că știu ce trebuie să fac. Dar pe predica asta am auzit-o de câteva ori. Dar îți este de folos. Înseamnă că n-ai trăit. Înseamnă că n-am făcut ce mi s-a spus. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dumnezeu a binecuvântat biserica cu oameni învățați, oameni capabili. Vreau să vă spun că acești învățători nu sunt învățați de undeva într-o școală.
Și au școala spirituală a lui Dumnezeu. Oameni care sunt învățați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Apostolul Pavel, deși era un om foarte deștept, un om care a studiat mult Cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, a avut nevoie de Duhul Sfânt ca să-L învețe Cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Cum să o trăiască și cum să o înțeleagă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul Domnului spune, într-adevăr, zice aici atât de clar, și zice Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Păi laptele e bun. Nu e așa că e bun. Spunea cineva, când omul îmbătrânește, începe să mânce tot mai mult lapte. Parcă dă înapoi, ca și copiii. Dar avem nevoie în viața spirituală să ne hrănim și cu bucate tare. Laptele e bun până la o vreme, să știți. Pavel, într-o împrejurare, se plânge despre cei din Corinte de ceva hrănit cu lapte. Nu cu bucate tare. Pentru că nu le puteți suferi și spune motivul. Pentru că tot firești ați rămas. Spune la un om firesc că umblă așa cum Dumnezeu descoperă. În minciună, în a face rău altuia, în răzbunare. Să vezi dacă te acceptă. Să vezi dacă vrea să primească Cuvântul lui Dumnezeu. Preobiții mei, frați, am auzit pe mulți lăudându-se cu anii pe care are pe calea pocăinței. 30, 40 de ani. Și vedeam în ea așa o stare de oarecare bucurie sau mândrie. Dar n-am văzut nimic care să mă convingă că omul acela trăiește după voia lui Dumnezeu. Nu faptul că ai 30, 40, 50 de ani, 20 sau 10 ani pe calea lui Dumnezeu te mântuiește. Nu. Și faptul că trăiești după voia lui Dumnezeu, aceea ne mântuiește. Într-un autobuz, un frate în vârstă, undeva la 70-80 de ani, vorbea din Cuvântul lui Dumnezeu și un preot îl asculta. Și-a zis, tataie, câți ani am? Și-a zis, păi am vreo 15 ani. Păi 15 ani? Păi dumneavoastră ești mai vârstă, cum să ai 15 ani? Faci bâză de mine? Păi 15 ani de când m-am născut în adevăr. Că restul nu mai contează. Felul meu de a trăi cu Dumnezeu, de când m-am pocăit, ăștia-s anii de viață. Poate l-o căuta să-l trezească pe acest preot și să-i spună că trebuie să trăiești cu Dumnezeu. Și viața trăită cu Dumnezeu este cea mai binecuvântată viață. Slăvit să fie Domnul. Amin. Nu poți să înveți pe altul dacă tu nu trăiești ce-ai învățat. Și de multe ori ne trezim că avem învățători mincinoși. Și sunt trecuți în Biblie. Spune altora și ei nu fac. Tu care spui să nu furi, chiar tu furi. Așa spune în Cartea Română. Tu care spui să nu curvești, tu curvești. Așa sunt cuvinte grele. Dar Apostolul Pavel vine și ne spune că noi trebuia de mult. Mulți dintre noi și chiar de aici trebuia să fim învățători. Și ne-am săturat. Nu ne mai place cuvântul, nu ne mai place rugăciunea la mulți. Dar de ce să mă duc acolo la rugăciune? Dar de ce să mă duc că las că astăzi sunt prea ocupat? Este bine dacă ai o motivație serioasă în privința asta. Dar dacă ești liber și poți să-L cauți pe Dumnezeu, profită de ocazia asta. Că nu știi mâine ce se va întâmpla. Nu știi dacă mâine te vei mai putea apropia de Dumnezeu. Nu știi dacă mâine va mai fi aceleași favori Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Apostolul Pavel, prin exprimarea lui în cuvântul din ziua de astăzi, nu este mulțumit de cei din Efes. Și cred că Dumnezeu de mulți de aici, dintre noi, nu este mulțumit. Dumnezeu are nevoie de oameni ca să-i folosească în câmpul Evangheliei. Vrei să fii unul dintre ei? Vrei să fii un învățător al legii lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute să trăim. Amin. Totuși, Biblia ne avertizează și ne spune, fraților, între voi să nu fie, Apostol Pavel vorbește, să nu fie mulți învățători. Și care suntem, și care sunt, să învețe Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Nu prin încredințări personale, făcând din ele principii și făcând după voia lui Dumnezeu, trăind și învățând principiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să ne ajute ca să facem ceea ce Dumnezeu și ceea ce lui Dumnezeu îi place. M-am bucurat la seară prelungită auzind mesajul Cuvântului Dumnezeu pentru noi.
Vreau să vă spun, când vorbești oamenilor despre neprihănire, parcă ei bate. Când le vorbești despre lucruri care îi încântă, te ascultă cu plăcere. Așa cum spuneam odată, când eram la ambasadă și mă uitam cum plecau oamenii cu refuz, că nu li se dădea viza. Că, Doamne, dacă pentru o țară este atât de greu să intrăm în ea, da, pe împărăția ta, cât este de greu să ajungem acolo? De aceea Dumnezeu să ne ajute să trezească Duhul Sfânt conștiința noi. Că este nevoie de o viață după voia lui Dumnezeu. Să devenim oamenii care Dumnezeu are nevoie. Spune versetul 13. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Căci este un prunc. Apostolul Pavel precizează și spune despre felul lui, zice, când eram copil, gândeam ca un copil. Copilul gândește doar la fanteziile lui. Merge la tata, la mama și spune, vreau asta, trebuie să-l înveți. Ce trebuie să facă, nu? Cum trebuie să le obțină lucrurile alea? De multe ori, suntem învățători pentru alții, dar pentru casele noastre mai puțin. De multe ori suntem învățători și buni oratori pentru alții, dar pentru copiii noștri, pentru soțiile noastre, pentru noi înșine, nu suntem. Și cred că Pavel vorbește și în latura asta. Pocăința pleacă din familie, nu pleacă din pe stradă. Dacă în familie ești un om al lui Dumnezeu și pe stradă vei fi. Și Dumnezeu să ne ajute ca în familiile noastre să punem accent pe învățătură, să ne învățăm copiii, să ne învățăm cu toți în familie, să trăim după voia lui Dumnezeu. Dacă în familie există rugăciune, dacă în familie există citirea cuvântului Dumnezeu, dacă este post, Dumnezeu binecuvintează casa aceea. Dumnezeu nu stă nepăsător. Pentru că Dumnezeu îi place așa, pentru că acolo are pietate toată dumnezeirea, mărit să fie Domnul. Amin. Atunci Dumnezeu se simte stăpân peste tine și casa ta. Și poate să te pună în categoria celor care sunt învățători după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Auziți dumneavoastră, Pavel așa de îți spune despre felul când a fost copil, dar urmează și cealaltă lată. Despre maturitatea lui. Niciodată copilul nu poate să gândească cum gândește un matur. Sau sunt cazuri. Ne uităm la copii și zic, ce matură e în vorbire. Se poate exprima atât de clar și poate vorbi atât de frumos. Dar nu poate gândi și nu poate face lucrurile pe care poate face un om matur. Vreau să vă vorbesc și să înțelegem că este nevoie de maturitate spirituală în viața noastră. Să acceptăm și încercarea așa cum acceptăm binecuvântarea. Să nu cârtim înaintea lui Dumnezeu. Și să fim oameni gata în stare, chiar în suferință, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. M-am uitat la Apostolul Pavel și am zis, Doamne, cât e suferit, cât a suferit omul ăsta, cât de bătaie a luat ăsta. Și totuși nu a dat înapoi. Ia să-ți dea unul o palmă să vezi dacă rabzi. Eu vă spun că am avut experiența asta și cam greu mi-a fost. Dar îmi mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat tărie să trec mai departe. Dacă suntem în picioare, suntem datorită îndurării lui Dumnezeu. De multe ori trecem prin vale și s-o cânta cântarea O unde ești? O unde ești? O întrebare. Doamne, tot mă lași în sala de așteptare. Aștept de atâta vreme să lucrez la problema mea. Dar vreau să vă spun, poate Dumnezeu așteaptă de multă vreme să te vadă recunoscându-i puterea și dându-i întâietate în viața ta și în viața mea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Auziți ce spune Apostolul Pavel și spune că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi în 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 1 până la 3. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni domnicești, a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi. Când ni se spune lucruri mai accentuate, lucruri mai diferite față de ceea ce cunoaștem noi, ne este greu să le acceptăm. Și uneori chiar tragem poate învățătorul de mânecă. Frate, vezi că acolo n-ai zis bine. Spunea cineva unui frate,
Fratele a predicat într-o altă biserică și a vorbit despre iad, care este o realitate. Și fratele, un alt frate a venit și a spus, auzi, să nu mai vorbești despre iad, că nu există. Nu mai băga frinca în oameni. Fratele a stat așa un pic solitar la el și a zis, frate, cum să nu fie? Există rău? Există. Înseamnă că există și iad. Biblia ne spune foarte clar și avem pilda bogatului, care a fost o predică nu de multă vreme, că există locul acela de durere. Un loc unde nu există Dumnezeu. Sunt lucruri tari, nu? Mulți nu le putem suporta. Și va veni vremea când oamenii vor vorbi lucruri care să atragă. Nu să le spun adevărul. Să atragă mulțimea. Noi nu? De multe ori se întâmplă ca să nu ne spunem oamenilor adevărul și să zică, da, e bine. Oh, Dumnezeu e bun. E adevărat. Dumnezeu e dragoste, e adevărat. Dumnezeu e milă. Și asta e foarte adevărat. Dar cea de la partea cea mai importantă, o uitat-o. Că e și foc mistuitor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, haideți împreună să facem o schimbare în viața noastră. Să vedem ne-am hrănit până în vremea aceasta cu lapte sau cu bucate tare. Când îi se spun lucrurile astea mărunte, fac o paranteză, cum a fost la seara prelungită, despre porc, despre tuns, despre multe lucruri. Asta e absurditate. Dar știți acolo când spune Apostolul Pavel, din pricina îngilor, femeia trebuie, dicționar, și cuvântul trebuie înseamnă obligație. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai oricum. Trebuie să stai, în primul rând, cu o inimă sfințită. Și apoi, partea exterioară, să-L convingă pe Dumnezeu că tu dorești pocăință. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să nu ne fie frică să spunem adevărul lui Dumnezeu. Știu că sunt multe lucruri de spus și Pavel vorbește și spune în versetul 11, zice, asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucru greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Adică nu vrem noi câteodată să înțelegem. Încă nu s-ar putea, se poate. Dar ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne lumineze mai departe. Domnul să ne hrănească sufletul de cu ce avem nevoie. Dumnezeu să ne vindece sufletul. Știți, dacă sufletul este vindecat și trupul se vindecă repede. Dumnezeu nu o să vindece trupul și după aceea sufletul. Nu. Prima dată, sufletul. Că sufletul are importanță. Și pentru suflet a murit Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.